Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Să vedem astăzi spre ce converg energiile din această cafeluță, spre ce vă vor îndemna pașii, de ce nu, să vedem ce vă vor prezice aceste semne ale cafelei. Nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc, dragii mei, pentru toate mesajele voastre frumoase pe care mi le trimiteți zi de zi. Mesaje de binețe, mesaje de binecuvântare, mesaje de încurajare pe care eu le primesc cu drag și le răspund acestor mesaje de fiecare dată când am ocazia. Acestea mă ajută pe mine psihic, moral, în fiecare zi, mă ajută să merg mai departe, să fac următorul pas în această activitate de etalare, de citire pe care o fac zilnic față de voi. Țin să vă spun, bine ați venit pe canalul meu. Sper să vă însoțesc pașii și în această zi cu multe mesaje de bine, mesaje îmbucurătoare care să vă aștepte aici și pentru această minunată zi. Haideți să vedem, aceasta este ceașca. Văd aici o rivalitate între două femei sau între doi bărbați, o rivalitate oricum ar fi, sau poate că partenerul tău este foarte gelos. Prin urmare, se poate să fie și un trio, dar mai degrabă o gelozie din asta nefondată. Din ce cauză? Din cauză că acest partener al tău, iată că se simte neiubit, simte că nu îi acordați destul atenție și atunci intră la bănuieli. Adică se tot gândește și se tot gândește până când țese acolo o ie din... din anumite fapte pe care le vede la dumneavoastră și din care socoate că sunt niște semne pentru trădarea dumneavoastră. Dar, de fapt, dumneavoastră săraca sau săracul, sunteți cu totul nevinovat, nevinovată, așa încât nu știți ce să faceți în această situație. Prin urmare, gelozia trăiește doar în mintea acestei persoane. Știm cu toții că gelozia este o boală grea, se vindecă greu, dar cu voință se poate. Din păcate, văd în această relație tot felul de sentimente din acestea mai negative, cum ar fi neîncredere. Poate că nu aveți suficientă încredere în dumneavoastră sau poate că aveți o stimă de sine scăzută. Sentiment de posesivitate, acest sentiment de posesivitate pe care persoana ta îl manifestă față de tine, ca și cum îmi aparții, știi, suntem în relația asta, îmi aparții. Asta înseamnă că pot să fac ce vreau cu tine. Ei bine, lucrurile nu stau așa. Într-o relație sănătoasă se oferă și acel dram de libertate persoanei de lângă noi, pentru că altfel o luăm pe cărări. În jurul datei de 3 văd aici că apare o intrigă între voi doi. Probabil că veți ieși mai mult din casă și la acea ieșire vă veți întâlni, văd, cu niște prieteni și în acele momente această gelozie a partenerului dumneavoastră va izbucni la nivel maxim. Se pare că nu se va putea stăpâni.
Și atunci este posibil să vă certați cu această persoană voastră. Văd aici că cineva se va îndepărta de dumneavoastră, adică această persoana voastră se va îndepărta, fie dumneavoastră, fie această persoană va pleca undeva departe, probabil la muncă undeva, și veți fi despărțiți o perioadă. Da, acest lucru o să fie de bun augur pentru dumneavoastră, pentru că veți scăpa de acele crize de gelozie, de acele motive neîntemeiate din partea persoanei dumneavoastră. Și probabil că această separare va veni cu multe lămuriri pentru fiecare. Văd aici un cadou din partea persoanei tale, din partea persoanei pe care o iubiți. Asta poate să fie valabil pentru persoanele despre care am vorbit anterior sau pentru altele. Prin urmare, veți primi un cadou de la persoana iubită. Aceasta ce înseamnă? Că veți avea un nou început cu o persoană din Rac, Scorpion sau Pești, în zodii de apă. Un nou început care din nou este cu sentimentul acesta de neîncredere sau poate că, ce știu eu, poate că nu v-ați vindecat încă de trecut. Poate că despre asta este vorba. În acest sens, zic eu că ar fi bine să mai petreceți un timp și singur sau singură înainte de a veni în acest nou început de relație, pentru că este posibil să nu fiți pregătit sau pregătită. Văd aici niște inițiale, M, S, A, T și R. Se pare că pentru persoanele care au aceste inițiale, să știți că relația în care vă aflați nu este tocmai ceea ce ați căutat. Se pare că ceva nu merge acolo. După cum am spus, această relație vă trezește tot felul de sentimente de neîncredere, de a fi nedemn de celălalt și așa mai departe. Dar se pare că nu puteți pleca din această relație, ceva vă ține acolo. Nu se știe ce ar putea să fie, să sperăm că nu este această nevoie neapărată de a fi cu cineva, această pasiune nebunească. Pentru alții dintre voi, văd aici o pereche de doi oameni, un bărbat și o femeie care se iubesc foarte mult și care trăiesc la depărtare unul de celălalt. Vă văd că realizați o comunicare extraordinară prin telepatie. Ce înseamnă asta? Că dacă poate că într-un anumit moment vă gândiți să telefonați persoanei dragi și exact atunci sună telefonul sau ceva de genul acesta, tot felul de lucruri similare care vi se întâmplă pentru că gândiți foarte aproape unul de celălalt, vă gândiți foarte mult unul la celălalt pentru că vă iubiți. Întâlnirea dintre voi doi, să știți că se va produce și aceasta în două puncte văd aici. Asta ce înseamnă că în două săptămâni sau două luni vă veți muta în aceeași casă. Da, această mutare va fi de bun augur între voi, pentru că vă va suda și mai mult relația.
Poate vă veți cumpăra o casă împreună sau poate vă mutați împreună undeva unde veți avea liniște și veți avea parte de intimitate. Văd aici o persoană mai în vârstă decât voi, o persoană care nu vă vrea împreună, care bagă tot felul de lucruri negative între voi, cum ar fi bârfe și așa mai departe. Această persoană nu este bine intenționată deloc cu voi și este pe lângă voi, să știți, fie o femeie, fie un bărbat, nu știu prea bine, dar este o persoană cu care aveți interacțiune aproape zi de zi. Atenție la această persoană, pentru că este posibil să vă producă multă suferință dacă nu sunteți atenți. Mai văd aici o pisică pe un fond închis la culoare. Asta ce înseamnă? Că înainte în relație v-a mers destul de greu, v-ați urnit destul de greu, dar încet, încet totul s-a limpezit între voi. Mai văd aici mesaje multe de dragoste între voi, de iubire, de cadouri multe între voi, pace în general, armonie. Dacă vă certați, nu rezistați să stați certați, vă împăcați imediat. Și mai văd o baghetă magică aici. Este totul se învârte în favoarea voastră. Este ceva foarte pozitiv în relația voastră. Poate că această baghetă magică are legătură și cu o curățare energetică pe care ați făcut-o de curând în viața voastră. În spatele vostru văd un înger. Să știți, un înger care vă ajută să duceți lucrurile la bun sfârșit, vă ajută să aveți grijă de familia dumneavoastră, vă ajută să rezolvați toate problemele în viața voastră. Acest înger este îngerul vostru păzitor. Este bine să știți că îl aveți alături. Poate de multe ori simțiți așa un miros plăcut pe lângă dumneavoastră și este inexplicabil acest miros sau simțiți un țiuit în ureche, să știți că aceasta este prezența îngerului lângă voi. Să vedem mai departe farfuria. Da, se pare că dorința voastră se va împlini, dragilor. Mai trebuie să așteptați foarte, foarte puțin. Și anume un punct. Un punct, asta ce înseamnă? O zi sau o săptămână? Nici mai mult, nici mai puțin. Până când dorința voastră va deveni realitate și pentru voi. Cam asta a fost citirea pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!